Ce credeți voi că i-ați surprins astăzi și ați putut să câștigați, să luați cele trei puncte? Cred că am fost mult mai agresiv și ne-am dorit mult mai mult. S-a văzut de la începutul meciului, am început foarte bine, foarte tare, sus și asta s-a văzut. Cum se vede totuși lupta asta de acum încolo, pentru că iată, cum spuneam, s-a strâns clasamentul și e clar, trei echipe vor lupta pentru titlu până la final. Greu de crezut că mai poate intra, nu, în acest trio cineva, și cum o vezi tu lupta asta? Este o luptă grea, dar pentru spectatori este frumoasă, pentru că nu mai este ca în anii trecuți să fie o echipă care să fie la o diferență foarte mare de puncte, iar asta este un lucru bun. V-am spus, pentru noi cel mai important e că am reușit să câștigăm și să fim în luptă acolo sus. Spuneai de fani, vă pregătiți așa, v-ați făcut încălzirea și pentru derbiul de săptămâna viitoare? Sper. Suntem fericiți că au fost alături de noi astăzi, sunt la fiecare partidă, au fost destul de mulți, un număr destul de mare, dar v-am spus, e cel mai important că sunt alături de noi și ne susțin și cu ei alături cu siguranță nu ne poate opri nimeni. Tu cum mai ești așa? Informații că nu te cumpără, ba că te cumpără, alții spun, cei din Polonia au scris că nu te va cumpăra patronul FCSB-ului, nu știu, tu cum faci față acestor lucruri și cum o simți tu până la urmă? Te va cumpăra, nu te va cumpăra? Sunt bine, sunt fericit, mă bucur că joc, mă bucur că echipa merge bine, este ceea ce ne propunem, să câștigăm meci de meci, să luăm fiecare partidă în parte, iar la sfârșit vom vedea ce va fi. Dar nu-i ciudat așa să nu știi care-i viitorul tău și practic meci de meci să încerci să convingi oamenii să-ți oferă un viitor liniștit? Nu e ciudat, de ce? Sunt la FCSB, am contract, mai sunt câteva meciuri, iar la sfârșit vom vedea. Atât eu cât mai am poate câteva meciuri sau poate voi rămâne aici, nu se știe, oricine poate pleca. Deci se poate înlocui oricine pe oricine. Așa că sunt fericit, mă bucur de prezent și de meciurile care sunt. Mâine CSA Steaua Dinamo, tu ai juca la Dinamo. Cum vezi lucrurile acolo? Nu vreau să mă uit în altă parte, vreau să fiu concentrat aici, să rămân focusat aici și vom vedea. Dar nu te uiți la meci? Nu cred. Avem antrenament și am alte planuri de făcut. Îți mulțumim. Mulțumim frumos.